Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona, fiul lui Amatai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a asculat să fugă în tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Ioaf, la Iofa și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut. Au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele de, din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui ai venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care îți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu, Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le, spus, le spusese El. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști fa față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia văsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au ajuns și au adus Domnului o jerfă și i-au făcut jurințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Amin. De mult n-am mai vorbit în românește și tot în engleză, și acum mi-e un pic mai greu, dar o să încerc cât mai bine să mă fac înțeles. Am citit versetele astea și am meditat asupra versetele acestea și mă gândeam la Iona și la ce fel de om era Iona. Mă gândeam, e clar din cuvântul lui Dumnezeu că Iona a fost un om, un, un proroc, un profet care primea cuvânt de la Dumnezeu și îl dădea la oameni. Și desigur, cred că Iona vedea cum lucra Dumnezeu în viața lui. În, chiar în, în Doi Împărați, în capitolul 14, scrie acolo un pic despre Iona. Nu, nu știm multe din cuvântul lui Dumnezeu despre Iona, că e scurtă și cartea lui, dar din puținele care le vedem, eu cred că Dumnezeu se, se vede și din cartea lui Iona, dar și din unde se mai menționează Iona, că se vede că Dumnezeu s-a folosit de el și a vorbit prin el și a lucrat cu el. Și totuși, când a venit Dumnezeu la Iona și a spus și a dat următoarea păruncă ce să facă, Iona s-a luat și a fugit de fața lui Dumnezeu. Și m-am gândit că oare ce fel de om a fost Iona ca să fugă de fața lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îi dă o poruncă să facă ceva. Un om care trăia probabil cu Dumnezeu și primea cuvânt de la Dumnezeu direct. Mă gândeam că probabil era un om care fugea de responsabilități, de greutăți atunci când venea lucruri grele peste el. Mă gândeam așa, probabil, din tinerețe, probabil avea lucrul ăsta în el. Probabil în școală sau ce o fi făcut atunci când avea teme mai grele sau o clasă mai grea, făcea ce putea ca să fugă de lucrurile acestea mai grele, ca să scape de responsabilități, să nu se confrunte cu, cu, greutățile din, din, din viața lui. Mi-amintesc și eu când eram la școală, când aveam teme, le lăseam pe ultimul minut, nu le făceam, aveam săptămâni întregi să mă pregătesc pentru examene, uitam de ele, le lăsam, încercam să le evit și nu mi-am dat seama, dar lucrurile acestea nu-i că, nu că fugeam necesar de, de temele acelea, dar e un, cara, e un lucru care ne poate... Uh, can ne poate caracteriza astea. Ne poate caracteriza lucrul acesta, că am văzut în viața mea, când eram în școală, am fugit de teme. Acum am ieșit din școală și când vin lucruri grele, când vin lucruri importante care ar trebui să mă confrunt cu ele și să le iau și să le rezolv, fug de ele. E un lucru care, care ne, ne caracterizează și un lucru care probabil că l-o caracterizat și pe Iona acest lucru. Aș vrea să compar și ce s-a întâmplat aici cu Iona și cu Dumnezeu. Aș vrea să compar cu în ziua de astăzi, cum ar fi, poate unul dintre voi aveți business vostru sau avea, aveți muncitori sau ați fost muncitori pentru cineva. Cum ar fi să vină bosul tău sau tu ca bos să mergi la, la muncitorul tău și să-i spui, hei, vreau să te duci și să faci lucrul acesta. Și omul acela să se ducă și să facă opposite De ce ai cerut tu? Ce exact acea, acest lucru a făcut Iona. Dumnezeu, Creatorul lui și Mântuitorul lui, i-a spus să facă ceva și el a fugit în, o, în direcția opusă. Și poate în ziua de astăzi, dacă muncitorul tău se întoarce, sau dacă tu, ca muncitor, te întorci și faci opusul, de ce să se dă, să faci? probabil că o să fii dat afară din, din, locul acela și o să zică omul acela, dute de aici și îmi găsesc pe altcineva. Dar totuși Dumnezeu avea îndurare față de Iona și a vrut să-l să, -l, să -l aducă înapoi, înapoi la el. La fel ca și în Iona, Dumnezeu ne-a dat tuturor și nouă o chemare. O chemare în general și apoi probabil și o chemare mai specifică și o chemare mai personală. Dar aș vrea să citesc din Matei capitolul 28 de la versetul 18 până la 20. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Asta este porunca dată de Domnul nostru Isus Hristos către fiecăruia. Să mergem în lume și să facem ucenici. Este o chemare, o responsabilitate care ne dată de Dumnezeu și noi ce facem cu lucrul acesta? Mergem ca și Iona către Tars, vedem că Domnul ne spune, du-te și faceți ucenici. Și noi mergem în direcția opusă. Sau îl ascultăm pe Dumnezeu. Ne permitem noi să ne spunem la bosul nostru nu, nu o să fac așa ceva, o să mă duc în direcția opusă. Deși Iona nu a ascultat din prima și s-a dus în direcția opusă, totuși, în final, Iona s-a dus la Ninive. Și Dumnezeu a fost cu Iona când s-a dus la Ninive și s-au păcăit 120.000 de oameni. Și asta e o promisiune care ne dă Dumnezeu aici în capitolul 28. Versetul 20 zice, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Ne trimite să facem un lucru și apoi ne spune că el va fi cu noi. Cum am spus, pe lângă chemarea aceasta generală, mai, probabil că mai avem o chemare personală. Probabil o cunoaștem, probabil nu o cunoaștem. Dar în seara aceasta aș vrea să vă amintesc cum ne spune aici că dacă îți cunoști chemarea, dacă știi ce vrea Dumnezeu de la viața ta, du-te înainte și fă ce spune Dumnezeu și cum spune aici în cuvântul lui Dumnezeu, El va fi cu tine. Ne promite că El va fi cu noi. Aș vrea să citesc din Ezechiel, capitolul 33, De la versetul 1 până la versetul 9. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune Când voi aduce sabia peste vreo țară, și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și îl va pune ca un ca străjer. Dacă omul acela va vedea. Venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va, și va da de știre poporului. Și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri, și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit. De aceea, sângele lui să cadă asupra lui. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi -ă, înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului, acum fiul omului. Te-am pus străjeri peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, Răule, vei muri negreșit și tu nu îi spui ca să-l întorci de la calea lui ce area. Răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea Lui și El nu se întoar va întoarce, va muri în nelegiuirea Lui, dar Tu îți, îți vei mântui sufletul. Amin. Domnul să ne ajute ca să fim străjeri. fiecare acolo unde ne-a pus Dumnezeu, în locul unde ne-a pus. Putem să fim o lumină pentru cei din jurul nostru, mai ales acum în lumea care trăim, în vremurile în care le trăim, sunt tot mai grele, vedem că se apropie sfârșitul, vedem semnele care, care ni spuse din cuvântul lui Dumnezeu. Acum e momentul ca să, să fim străjeri, să ne luăm responsabilitatea în piept și să mergem înainte știind că Domnul va fi cu noi. E mult mai ușor să mergi în direcția opusă, ca și Iona. E mult mai ușor atunci când vine responsabilitatea, când Dumnezeu îți, îți dă o chemare, îți dă o, un lucru să faci. E mult mai ușor să faci ce a făcut Iona, să te cobori acolo în corabie și să te pui și să dormi. Și, deși au venit furtuna aceea groaznică, probabil cei care au fost în barcă cu el, le era frică de nume, scrie. Le era frică pentru viața lor. Totuși, în, în timpul acesta, Iona s-a pus și a dormit dus. A dormit dus. În furtuna cea mai mare, el a dormit dus. Aș vrea să mai spun un lucru. Dacă tu ești un copil de-al lui Dumnezeu, ai chemare de la Dumnezeu. Și ești mântuit. Dumnezeu nu te lasă, cum nu l-a lăsat nici pe Iona. Chiar dacă tu mergi în direcția opusă, chiar dacă tu te impui la ceea ce Dumnezeu îți cere și te duci în direcția opusă, Dumnezeu nu te lasă. În Biblie scrie că, nu știu exact cuvintele, dar în Proverbe scrie că Dumnezeu disciplinează pe cei ce iubește. Dumnezeu nu te lasă. Ce mare har că avem un Dumnezeu care nu ne lasă să ne rătăcim. Deși mergem în direcția opusă, deși ne întoarcem și ne împotrivim și nu facem ce ne cere Dumnezeu, fugim de responsabilitățile noastre, totuși avem un Dumnezeu care El vine după noi. Ca și cum a venit după Iona. O trimis o furtună. Iar furtuna aceasta. Furtuna aceasta l-a afectat pe el, mai puțin pe el, dar a afectat și pe cei din jurul lui, pe cei care au fost în corabie. Vedem aici că Iona a făcut, a greșit, a fugit de Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu. Și nu, el, nu numai el a tras consecințe, O tras consecințe cei din corabie, care poate nu aveau nimic de a face cu, cu viața lui Iona. Cum am spus, Dumnezeu ne disciplină, ne disciplinează și în același timp El ne mustră și ne trece prin încercări de multe ori, cum a fost cu furtuna aceasta, l-a trecut pe Iona prin încercarea aceasta și ne dă timp, ne dă timp ca să ne schimbăm away, să ne schimbăm direcția noastră și să mergem cum trebuie. Pe Iona, Iona a fost aruncat din barcă, și l-a luat un pește și trei zile și trei nopți a stat Iona acolo în peștele acela. Timp de trei zile a avut timp ca să se gândească la viața lui, să se gândească la decizia care a făcut-o și să se pocăiască. Și Iona, acest, lucru, acest lucru Iona a făcut-o. Cum am citit în Ezechiel, suntem chemați să fim străjeri în lumea și în locul în care Dumnezeu ne-a pus, dar eu cred că, în primul rând, suntem chemați să fim străjeri și suntem chemați să facem ucenici în casele noastre, în familiile noastre, în corabia noastră în care Dumnezeu ne-a dat-o. Și vedem, dacă putem compara viața lui Iona și experiența lui Iona cu viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne-a dat o familie și ne-a pus într-un loc. Și eu cred că dacă tu ești mântuit, și tu ești aparția lui Dumnezeu, dacă nu faci ceea ce îți cere Dumnezeu, dacă fugi de fața lui Dumnezeu, Dumnezeu te disciplinează, nu te lasă. El vine după tine și poate pune peste tine o încercare. Și vine încercarea, dar vine încercare nu numai peste tine. S-ar putea să vină încercarea peste tine și peste corabia ta, peste familia ta. De aceea, responsabilitatea noastră avem o responsabilitate nu numai față de noi, dar față de cei din jurul nostru. Dacă ne uităm la viața lui Iona și cum au a trăit Iona și ce au făcut Iona, atunci când Iona când a când au fost uh, approached Iona de cei din jurul lui și l-au întrebat de unde vii, ce faci. Iona a știut ce a trebuit să facă. Iona le-a spus la cei din corabie ce trebuie să facă ca să se termine cu furtuna aceasta. I-a spus Iona că trebuie să mă aruncați din corabie. Și cum s-a aruncat, aruncat din corabie, furtuna s-a liniștit dintr-o dată. Atunci când noi ne luăm responsabilitățile noastre în piept și umblăm în ele și facem ceea ce ne cere Dumnezeu, putem să vedem că furtuna și încercările și disciplina lui Dumnezeu se va opri și nu ne, mai, nu ne mai va afecta și cei din jurul nostru, și familia noastră poate că e afectată. Și ba mai mult încă un lucru. Oamenii aceștia nu numai că furtuna s-a oprit și pentru viața lor, s-au întors oamenii aceștia către Dumnezeu. Au crezut în Dumnezeu oamenii aceștia atunci când ion și a luat responsabilitatea în piept, și când s-a pocăit și când s-a decis că va, va face ceea ce Dumnezeu îi cere. Atunci când a făcut Iona lucrul acesta, atunci s-a pucăit și cei din jurul lui. Citind versetele acestea și meditând la aceste lucruri, am realizat și mă gândesc că de multe ori ne gândim că nu știu ce trebuie să facem ca să, ca să aducem oameni la pocăință, nu știu ce trebuie să facem, poate, poate, în capul nostru ne gândim că trebuie să facem un show mare, trebuie să facem nu știu ce, trebuie să vină nu știu cine, cineva special care să vorbească și atunci se vor pocăi mulți oameni, atunci se va pocăi cei din familia noastră, dar eu cred că atunci, dacă noi ne luăm fiecare responsabilitatea noastră față de Dumnezeu, ne -o luăm și ne -o aplicăm în viața noastră și trăim ceea ce Dumnezeu vrea să trăiască, atunci Dumnezeu poate lucra în viețile noastre, în familiile noastre. Ne mai cere Do Dumnezeu, dacă ne uităm în Ioan, capitolul 17, Aș vrea să citesc Ioan capitolul 17, de la versetul 20 până la 23. Vedem aici că nu cred că ne cere Dumnezeu mare lucru ca să se pocăiască cei din jurul nostru. Ioan, 20, Ioan, Ioan 17 cu 20. Așa, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru că ei, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru, ca ei, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum tu m-ai iubit pe mine. Amin. Ne cere Dumnezeu să fim una unii cu ceilalți, cum tatăl a fost una cu fiul. Și scrie că atunci când suntem noi una, unii cu ceilalți, atunci scrie că lumea va cunoaște lucrul acesta. Lumea se va uita la noi, se va uita la biserica noastră, se va uita la familia noastră și va vedea pe Dumnezeu în noi. Atunci nu o, trebu nu o să trebuiască să facem nu știu ce programe speciale sau să depunem prea mult efort din partea noastră. Eu cred că atunci lucrurile o să, o să vină de la sine. Atunci când putem să fim una, unii cu ceilalți, când putem să ne unim, când putem să avem dragoste unii față de ceilalți. Din lucrurile acestea mici, atunci se va pocăi lumea, se va pocăi cei din familiile noastre și îl putem înălța numele Lui Dumnezeu împreună cu toții. Sunt niște cuvinte puternice aici și sunt niște cuvinte foarte adânci dacă stăm și ne gândim la ele. Și Domnul să ne ajute ca să putem să fim una, așa cum cere El, să fim una, să fim împreună, să avem dragoste unii față de alții să ne ajute Dumnezeu să ne luăm responsabilitățile noastre în piept și să trăim așa cum vrea El. Și atunci eu cred că multe lucruri va veni de la sine. Nu va trebui să ne chinuim și să chinuim să, să aducem oameni la pocăință. Atunci când Iona s-a întors către Dumnezeu și s-a pocăit, s-a pocăit nu numai El, dar s-a pocăit cei din jurul Lui. Domne, ajută-ne la toate lucrurile acestea. Amin.